după Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Timișoara a urmat slujba de pomenire pentru eroi, oficiată de Înalt Preasfinția sa Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, alături de un sobor de preoți. O colivă de aproape 10 kg pe care era înfățișată imaginea României tricolore a fost pregătită pentru acest moment, alături de colacii ritualiști pentru sufletele celor căzuți în luptă. Pentru odihna sufletului adormiților, o Dumnezeu, posași românerui căzuți pe toate câmpurile de bătaie și a celor care acum se pomenește Ștefan Constantin Dumitru Marin Ion Ion Vasile Grigore Ștefan Florică Ionene, Vasile Stan Nicolae Marin Constantin Marin Florea Constantin Teodor Nicolae Ioan Stroi Ioan cu tot neamul ce a dormit și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Autorități, revoluționari, veterani, militari, jandarmi, pompieri și polițiști au participat la ceremonia religioasă urmată de cea militară. Credincioșii care veniseră la Sfânta Liturghie au fost mirați și încântați de evenimentele organizate. Nici n-am știut. Noi am venit la biserică, la slujbă. Au lipsit astfel de evenimente, așa, în care lumea să fie reunită? Da. În timpul ăsta cât am fost vorba aia, nu? Într-o situație că toată lumea, nu numai noi, nu? Totuși, acum o festivitate din asta ne prinde foarte bine, nu? Să ne rugăm și pentru eroi, pentru că ei au fost oamenii care ne-au păzit, să zic așa, trupele care ne-au asigurat libertatea. N-am mai văzut de mult o sărbătoare așa. V-a lipsit așa un eveniment cu multă lume? Da. Ar trebui și parlamentarii ca ei ar trebui să fie mai înțelepți și să gândească că din cauza lor au ajuns sus. Unde au ajuns la putere. Datorită eroilor au ajuns ei la putere, dar au uitat total. Au uitat total și păcat de sângele vărsat pe dreptile catedralei. Fundația unui neam se bazează pe martirii săi. Fără martiri, o nație nu are identitate, nu are istorie și ca atare nu are nici viitor. La monumentul crucificării, autorități locale și județene, reprezentanții ai forțelor armate și alți oficiali au ținut discursuri. S-au pomenit apoi numele eroilor care și-au dat viața în cel de-al doilea război mondial și al soldaților armatei române căzuți în teatrele de operații. Cred că primul lucru pe care îl putem învăța este că există lucruri care sunt mai mari decât noi și în unele cazuri chiar și mai mari decât propria noastră viață. Pasărea de ceară. Pelegrin la porțile deșertului. Acestea sunt gândurile transpuse în versuri de eroul poet bărățean sublocontenent Ioan Grosaru pentru a-și alina povara meseriei armă. A căzut la datorie în teatrul de operații din Irak. Astăzi este despre el. Este și despre eroul sublocontenent Ioan Lucian Leuștean. Este despre ei toți, eroii care nu mor niciodată. Au urmat apoi depunerile de coroane. Sute de timișoreni au participat la manifestările organizate de Ziua Eroilor, anulate anul trecut în plină pandemie. Am trăit în atmosfera acestei sărbători de când eram copil. Mama mea mi-a spus că din familia noastră a murit și a dat viața pentru țară un fecior, așa că înainte de a citi în carte de istorie, am citit în cartea sufletului maicii mele. Depuneri de coroane au avut loc astăzi la toate monumentele dedicate eroilor din Timișoara.